Vești bune pentru Valea Prahovei. De foarte mult timp se vorbește de construcția unui spital de urgențe în Sinaia. Dacă până de curând lucrurile păreau că stau pe loc, primii pași au fost acum realizați. Sunt șanse ca în toamnă să înceapă lucrările. Spitalul din Sinaia a primit de la Consiliul Județean o alocație de 1,5 milioane de lei noi, adică 15 miliarde de lei vechi. Cu această sumă și cu eșalonarea pe 2 ani, pentru că nu e o lucrare ușoară, el a intrat la licitație, este în faza de adjudecare. Dacă nu vor fi contestații, începe la 15 septembrie. Centrul medical de urgențe va fi realizat prin fonduri de la Consiliul Județean și de la Consiliul Local Sinaia. Deși spitalul va deservi tuturor localităților de pe Valea Prahovei, restul consiliilor locale din zonă nu s-au arătat interesate să investească în proiect. Vom face tot posibilul cu partea de cofinanțare, astfel încât cele 2 milioane de euro cât costă să se acopere în intervalul anului 2014. Sigur, contribuim bugetul orașului Sinaia și bugetul Consiliului Județean. Eu am invitat și primarii din ceea ce numesc eu viitoarea municipalitate Valea Prahovei, cu cele 3 sectoare, Azuga, Bușteni și Sinaia, să participe. Nu știu de ce nu o fac. Președintele Consiliului Județean Prahova speră însă că odată finalizate lucrările și celelalte consilii locale se vor implica măcar în dotarea spitalului, care de asemenea va necesita fonduri foarte mari.